Bună dimineața și bine v-am găsit! Iată că a venit și această zi de 10 iulie. Sunt curioasă de unde vă uitați la mine, de pe plajă, de la munte, de acasă, din concediu, de la serviciu, de pe drum. Bun, astăzi nu avem un aspect care să se perfecteze, în schimb ne apropiem de câteva destul de importante. În primul rând, Soarele se apropie de un trigon cu Saturn, ceea ce înseamnă că totul se va frâna în jurul nostru. Și vedeți voi, Soarele fiind în Rac, Saturn fiind în Pești, oarecum avem, să zicem, și un control al emoțiilor mult mai eficient. După care Venus se apropie de un trigon cu Neptun. V-am spus, când suntem artiști, scriitori, minunat acest trigon, dar pentru noi, oamenii de rând, s-ar putea să visăm mai mult decât este cazul. Iar, bineînțeles, Venus se apropie să iasă din Rac. Hai să ne uităm la fiecare dintre noi, îți reamintesc să te uiți și la zodie și la ascendent și să nu uiți, te rog frumos, că aici avem un horoscop general, teoretic, pe care te invit să-l interpretezi în funcție de ceea ce se întâmplă în viața ta. Mergem la Berbec. Cumva e nevoie de stat mai mult pe acasă. Sună foarte ciudat, iată acest trigon dintre Soare și Saturn. Te roagă să fii mult mai atent la modul în care tu îți consumi energia. Și cred că ar fi bine să-ți faci niște rezerve de energie și de disponibilitate. Mergem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Îți dai seama, Venus, guvernatoarea ta, se pregătește de o schimbare. S-ar putea să resimți, bineînțeles, trecerea dintr-un semn în altul al lui Venus. Ce îți recomand eu ție este că dacă ai așteptat să declar ceva unei persoane, să nu mai aștepți, să te duci sau să-i scrii, să o suni și să spui ce aveai de spus, mai ales dacă are legătură cu partea sentimentală sau emoțională. Mergem acum, iată, la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Mercur se rupe de sextilul cu Jupiter, dar tu în continuare simți așa plumb, efervescență, dorință de viață, dorința de a vedea partea plină a paharului și o să te ajute enorm, indiferent prin ce ape vei nota în această perioadă. Mergem la Rac sau cei cu ascendentul în Rac. Soarele este în semnul tău, făcând acest trigon cu Saturn, îți cere să fii mult mai înțelept și să-i asculți pe cei mai experimentați ca tine sau pe cei care poate au un sfat serios să-ți ofere, nu doar chestiile foarte superficiale. Adică nu e momentul acela să te uiți la tot felul de clipulețe pe YouTube, pe Facebook sau prin alte părți și să consideri, mamă, ce adevărul spun oamenii ăștia, ci mai degrabă plimbă-te pe uliță pe unde ești și vezi că vei găsi o persoană mai în vârstă care e trecută prin viață. N-a avut Facebook, n-a avut TikTok, n-a avut altceva, dar știe cum să te sfătuiască. Mergem acum la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Venus va intra în semnul tău mâine, dar până atunci s-ar putea să te gândești și să te romanticizezi trecutul mai mult decât este cazul. Adică, știi, el e frumos. Atunci nu era frumos când l-ai trăit. Dar acum că-i trecut, ți se pare că este minunat. Mai stai cu picioarele pe pământ. Mergem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Dacă trebuie să participi la anumite activități împreună cu prietenii, trebuie să știi că în viețile lor apar situații care produc întârzieri, amânări, da? Iar tu trebuie să fii conștient de asta și să nu-i forțezi și să nu te superi că nu sunt atât de rapizi precum ești tu sau nu sunt atât de disponibili. Mergem la Balanță sau cei cu ascendentul în Balanță. Venus se pregătește să iasă din casa 10, Venus, guvernatoarea ta, îți dai seama. La serviciu astăzi, dacă ești atent, s-ar putea să dai lovitura. În ce sens? Poate un coleg nu se poate ocupa de un proiect, poate șefii au nevoie de cineva, de un sfat bun sau au nevoie de experiența unei persoane, da? Ei, să fii acolo foarte, foarte atent la tot ce se întâmplă în jurul tău. Mergem la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Când Venus face, iată, se apropie de un trigon cu Neptun, cine crezi că e cel mai romantic? Tu ești cel mai romantic, dar vezi că aici este un romantism așa puțin distorsionat. Știi, ideea de a te îndrăgosti de dragoste, ideea aia de a nega mai degrabă. Cred că acest trigon între Venus și Neptun îți aduce negarea faptului că poate în relația ta actuală lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui. Gândirea magică este sănătoasă, însă în anumite porții, în anumite doze. Mergem la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător. E momentul să îți frâneze anumite cheltuieli. E momentul în care să te gândești de 2-3 ori înainte de a, nu știu, a lua o decizie serioasă. Și ți-aș mai recomanda eu ție să nu te bazezi doar pe tine, să te bazezi și pe partener sau pe oamenii cei mai importanți din viața ta înainte de a trece la fapte sau de a lua decizii. Gen la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn, iată, Soarele se pregătește să facă trigonul cu Saturn, Soarele în casa 7, Venus este și ea acolo în ultimul grad.
cumva ar fi cazul ca astăzi să îți propui ceva cu partenerul, să trageți la aceeași căruță, să vă planificați ceva, să vorbiți, să discutați, să analizați. Și legătura cu el s-ar putea să te facă să-l vezi într-o altă lumină de azi înainte. Mergem la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Astăzi, dacă la serviciu apar tot felul de situații încurcate, că așa se întâmplă, nu e cazul să disperi și ar mai fi important să păstrezi o relație bună cu colegii, chiar dacă poate în trecut nu te-ai avut atât de bine cu ei, dar astăzi aceștia vor fi dispuși să te ajute. Și răbdare că se rezolvă ele lucrurile. Trecem acum la pești sau cei cu ascendentul în pești. Iată, soarele în trigon cu Saturn în semnul tău. Ce zice? Domnule, fii mai blând și tu așa, fii mai liniștit, fii mai romantic. Mai e și Venus pe acolo în casa 5-a, în trigon cu Neptun din semnul tău și ești și mai visători. Cumva e una dintre acele zile în care reușești să îmbini foarte bine partea pragmatică, iată, cu partea romantică a vieții. Să vă primească recomandările mele și să ne auzim cu bine mâine. Aici, radiodecenews.ro. Un radio care se citește. Radiodecenews.ro.